pe fiecare planetă a galaxiei o să găsești un flux. O energie puternică, magică. Aici, pe Achillean, o numim suflul. Fluxul e atât de puternic încât trebuie ținut în frâu, cu excepția fotbalului galactic, cel mai spectaculos sport din întregul univers. După 15 ani, împotriva tuturor calculelor, o tânără echipă pe Achillean a câștigat cupa de fotbal intergalactică, uimind întreaga galaxie. Acum vor trebui să câștige din nou, dar trebuie să facă față unor noi provocări. Soarta noastră este în mâinile lor. Galactic Football. Din episodul trecut. În mod evident este mult mai serios decât credeam. Hai să încercăm pe copiii zăpezii. Poate că unul din ei are talent de portar. În regulă, Tren. Hai să vedem ce poate să... Yuki! Yuki, ai jucat foarte bine. Bun venit în echipa copiii zăpezii! O utilizare neautorizată de flux s-a înregistrat în pădurea Genesis. Fluxul se folosește doar în competiție. Dacă nu, consecința ar putea fi război luptic. Trebuie să aflați care dintre jucătorii voștri a folosit suflul în afara jocului. A folosit vreunul dintre voi suflul? Eu am folosit suflul. Rocket, nu! Este numai vina mea. Unde vei pleca? Nu știu. Plecarea este un răspuns, dar eu am un altul. Se numește Neverball. Ce înseamnă Netherball? O nouă echipă. Nu, mergi puțin mai înainte. Noi nu avem nevoie de acest gen de joc. Mergi înainte, Clem. Stai! Arată-mi ultimul. Arată-mi ultima fază. No, 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 no. E oribil. Să trecem la următoarea înregistrare. Destul. Oh, jucătorii ăștia nu pot. Cu Ahito încă afară bolnav și cu Yuki în locul lui, avem nevoie de cineva care poate juca la nivelul copiilor zăpezii. Tigrii roșii nu-s chiar așa de răi, Arch. Putem încerca unul, dar nu prea avem timp. Nu există niciun jucător care să iasă în evident. Copiii zăpezii sunt excepționali și Rocket este un căpne excepțional. Nu ne putem permite un punct slab. Antrenorule, poți să-ți dau o sugestie? Nu, dacă se referă la echipa All-Star din nou, joc. Scuză-mă, am încercat să fiu de ajutor, îmi pare rău. Nu am vrut să spun asta. Bun, să uităm. Ce ai vrut să spui? Ce spuneți de Mark? Vă amintiți? Aproape când am luat în echipa atunci când Mike Rice părea că s-a dus la pirați. Păcat că nu a făcut acest lucru. Mike Rice ar fi fost un pirat grozav. Mark l-ar putea înlocui pe Rocket. Cel puțin până când vom ști ce se va întâmpla. Și el este din Achillean. Ar putea avea suflu. E o idee foarte bună, joc. Roagă-l să vină cât poate de repede. Avem nevoie de un jucător puternic. Yuki, pot intra? Bineînțeles, Mikrais. Vreau să spun... Ai venit la timp ca să joci Intergalactic World Hunters 3. Oh.
Da, Tran, mi-ar plăcea, dar trebuie să... Să-i faci curte, verișoare mele? Nu! De ce aș face asta? Pentru că o găsești drăguță? Ce este Micrais? Acest nu va merge niciodată, cred. Voi doi semănați prea mult. Nu știu despre ce vorbești. Niciun cuvânt din partea lui Rocket? Nimic. Înțeleg că a trebuit să plece, dar cel puțin ar fi putut să-mi scrie, să-mi dea un telefon. Unde ar fi putut să plece? Ai spus că a plecat pe Achillean. Deci trebuie să fie acolo. Sau poate că s-a dus pe altă planetă să se gândească. O, nu-mi spune asta. Încerc doar să te ajut. Trebuie să te liniștești, ea. Ar trebui să te gândești la altceva pentru o perioadă. Modă, sport, frumusețe. Nu... Ești că ăsta e drumul cel bun? Rocket, acest sport nu este pentru toată lumea. Este ascuns pentru un motiv. Nu sunt sigur că l-aș putea găsi din nou. Nu-ți face griji, îl vei găsi. Ascultă, unde este acest loc? Chiar în fața noastră, Rocket. Relaxează-te, haide! Simbai, mă bucur că te-am prins. Cum se simte Ahito? Rezultatele analizelor nu sunt bune, Arch. Nu se însănătoșește atât de repede cum credeam. Nu știi încă ce e. Ar putea fi mai multe lucruri. Oboseala accentuată, stresul în legătură cu meciul care urmează, dar sistemul lui nervos este complet slit. I-a prescris un tratament cu ierburi care pare să funcționeze. Dar asta ia timp. Pentru moment să nu le spunem celorlalți, dar ține-mă la curent. Iată, sfera. În interiorul ei vei juca tu Neverball. De ce mi-ai cerut să cobor aici? Păreai că aveai nevoie de un prieten. De ce nu pot să cred acest lucru? Așteaptă, îmi vei mulțumi? Nu te teme, Rocket. Nu te vor mânca. Oh. Aruncă o privire. Este destul de dur înăuntru. Acesta este un nostru club. Cred că știi puține despre ei. Așa cum am spus, fără antrenor, fără coechipieri, unul la unul, așa ca pe timpuri. Ia zi, mai ești de acord? Piernor. Vezi asta, Stevens? Am avut un sentiment. Vei avea 10 minute în sferă. Punctajul cel mai mare câștigă. Dacă pierzi, ești dat afară. Dacă câștigi, poți rămâne. Kernor controlează sfera. Juca cu ea când ești gata pregătit. Ea nu pleacă nicăieri. Ea este o campioană. Toate meciurile sunt la miezul nopții. V-am spus că ea va câștiga. Care sunt regulile? Nu există reguli. Acesta este Neverball. Și acesta este ecranul unde Clamp verifică programele. Hei, Mark, ești aici ca să mă înlocuiești pe mine din nou? Nu încă, Micro-Eyes. El a venit aici în locul lui Rocket și suntem norocoși să-l avem. L-am rugat pe Ar să joc în locul tău, dar în anumite nivel ar doi să te țină. Glumești? Arăt eu ca și cum aș glumi? Ha
Wow! Minți într-adevăr prost! Ești amuzant, Mike Rice. Încercați să nu mă stresați prea mult cu problema voastră, suflu. Țineți cont că sunt nou și nu suflu. Nu-ți face griji, Mark. Sunt sigur că intri repede în formă. Chiar și Mike Rice a putut. Ha, ha, ha! Într-adevăr amuzant! Mereu vă luați de mine! În regulă, toată lumea, este timpul să ne antrenăm în echipă. Va fi un pic mai diferit. Avem doi jucători noi. Mark în locul lui Rocket și Yu în locul lui Ahito. Dar vreau să vă antrenați cu toții puteți de bine și să-i ajutați pe Mark și Yuki să-și găsească suflul. Pune echipa Red Tigers Clan. Vor fi un adversar destul de ușor. Iarci! Echipa copii zăpeții are mulți jucători noi. Nu se spune cine joacă. Rocket! Clamp, de ce apare holograma lui Rocket pe teren? Scuze, Arch, n-am știut că Marv va fi aici. Ești bine? Sigur? Hai să o facem pe Yuki să se obișnuiască cu poarta, Micro Ice. Nu așa, Micro Ice. Concentrează-te! Ai de gând să pasezi? Nu. Hei! Job, aici! Nu și de data asta, Mike Rice! Frumoasă lovitură, John! Dar nu te distra prea mult acolo cu Mark. Vreau să pasați cu toții mingea și să jucați împreună. Frumoasă mișcare, Yuki! E bun, Arch. Pasează bine. Cred că Mark e pregătit să joace. Să nu fim prea încrezători. Cred că mai întâi trebuie să jucăm un meci amical. Un meci amical? Nimeni nu va juca cu noi când cupa este atât de aproape, Arch. Suntem campionii. S-ar putea să știu pe cineva care ar dori să joace cu campionii. Artegor? Cauți probleme. Clamp are dreptate, Ar. De când i-ați bătut în ultimul meci de cupă, ar fi în stare de orice. Nu aș fi de acord cu așa ceva. Și acesta este exact testul de care am nevoie pentru acești copii. Lucra bine. Asta e totul pentru azi. E destul de real ce se întâmplă acolo.
da, nu ne place acest lucru. Ați putea, băieți, să le dați mingea un pic și celorlalți? Așa cum ai dat-o tu adversarilor? El are dreptate, Jock. Dacă voi pasați mingea, nu ne sunteți de ajutor. Îmi voi aminti de acest lucru în timp ce voi marca golurile. Tia, tu ce părere ai? Nu are importanță. Ai vreo veste despre fratele meu, Arch? Ahito e bine, vom ști mai multe mâine. Și Rocket? Nici este încă, tia. Jock, hai să încercăm să ne amintim ceva. Mark este nou în echipă. Nu vrem să arătăm niciun comportament urât. Așa este, antrenorule. Bun. Pentru că eu știu că tu vrei să-ți cupa asta la fel de mult ca și mine. Da, antrenorule. Totul s-a făcut conform specificațiilor tale. Îți garantez că vei avea toți tehnicienii de care ai nevoie. Jocul va reîncepe în curând și noi vom fi în stare să pornim. Mi s-a spus că Rocket va juca. Excelent. Atunci nu mă voi mai aștepta la nicio interferență din partea șefului vostru de această dată. Nu va fi niciuna. Și un atlet ocupat ca mine trebuie să-și găsească timp să se spele pe dinți. Și când acest lucru vreau să fiu sigură că folosesc ce este mai bun. Oriunde aș fi, voi ști că dinții mei vor fi cât se poate de albi. Acesta este motivul pentru care folosesc pasta de dinți Flux Bright. Pasta de dinți Flux Bright. Când vei să arăți cât se poate de bine de fiecare dată. Ce este cel mai bine pentru tine? Mijlocaș? Trebuie să folosești pasta de dinți ca să marchezi un gol? Bine, bine, am înțeles. Oriunde mă aflu? Este ultima. Știi, mai întâi de toate joc fotbal. Bineînțeles că ești. Crezi că este ușor să zâmbești așa? Nu pare să-ți displacă. Da, trimite-l înăuntru. Doresc să aflu ce vrea. Imaginează-ți surpriza mea când mi-au spus că urci. Sunt sigur că eram ultima persoană pe care te aștepta să o vezi, Artegor. Mă așteptam să nu te văd niciodată, Arch. Așa îmi place. Prezenta mă deranjează enorm. Deci, spune repede. Bine, atunci nu voi lua loc, Artegor. Vreau ca echipa copiii zăpezii să... Poftim? Ești nebun? Suntem cu doar câteva săptămâni înaintea meciurilor de cupă și tu riști să-ți vezi jucătorii? Am spus un meci amical. Nu mă trata cu condescendență, Arch. Tu știi că jucătorii mei vor juca cât pot de dur și voi insista să fac acest lucru. Mă bazez pe acest lucru, Artegor. Ce zici de mâine? Racheta XB-75 pentru Achillean pleacă de la poarta 11:30 de minute. Hiperrachetele pentru quadrantul de vest vor pleca în 5 minute. Toți pasagerii sunt rugați să se îmbarce de urgență. Nu sunt. Semen cu el în mod sigur. Eu sunt Mike Rice. Dar părul lui este altfel. Hai, Tommy, să mergem. Meciul All Stars. Să nu îndrăzniți să-l pierdeți. Arcadia Sports, de-a lungul galaxiei și mai departe. Și acum, Kaylee și Nork. Controversa la stadionul Genesis. Spune-ne despre ce e vorba, Nork.
Kelly, se aude că antrenorul echipei copiii zăpezii Arch este în căutarea unui meci amical cu echipa umbrelor, cu mai puțin de 2 săptămâni înainte de începerea meciurilor din competiție. Acest lucru sună cam neobișnuit pentru mine, Nord. De ce a risca Arch să-și accidenteze echipa înainte de runda celor 16? E cam neobișnuit, dar te-ai obișnuit deja cu metodele creative de antrenament ale lui Arch cu tinerii lui campioni. Chiar dacă Arch ar putea fi îngrijorat că echipa copiii zăpezii nu este gata să facă față competiției, vor urma în câteva săptămâni. Va trebui doar să așteptăm să vedem. Asta e bună. Cum, care este problema? Avem 2 jucători noi. N-am jucat niciodată împreună. Este vorba de o finală. Nu crezi că suntem pregătiți? Cred că destinul ne râde în față, zău. Anche grozavă și Yuki devine din ce în ce mai bună. Micro Ice. În regulă. Mark e grozav. Dar Yuki este portarul, da? Deci ca portar, se potrivește ea cu Ahito? Băi bine, nu încă, dar cu puțin antrenament și încredere, în scurt timp ea va fi... Micro Ice, știi ce presiune este? Acesta este stadionul Genesis. Nu avem timp de încredere. Ea este veriga slabă, clar. Da. Ce-a fost asta? Doar nu crezi că a fost Yuki? Nu, a fost probabil un mic asteroid lovind stadionul Genesis. Se mai întâmplă. Domnilor, acest match este important pentru Technoid. Acesta nu este un bal de caritate. Este primul match cu silele noastre și mă aștept la rezultate bune. Domnule, departamentul a calculat că echipa Technoid va marca 2,8 goluri contra pe vedetelor. 2,8 goluri? Domnilor, eu mă aștept să câștig meciul. Cât am cheltuit noi cu acești droiți fotbaliști? Mult, domnule. Și plănuim să cheltuim și mai mult. El e asistentul meu, Harris. Și sunt sigur că va putea să vă răspund toate întrebările. Și nu mă aștept la niciuna. Sunt fericit să fiu la dispoziția dumneavoastră. Aveți întrebări? Atunci, că răspunsul este nu. Mâine va avea loc meciul Technoid contra copiii zăpezii. Nu îndrăzni să-l pierdeți. Dar nu se poate! Blaylock? Din episodul următor. Johnny, nu-mi vine să cred. Am impresia că l-am văzut pe Baylock. Corsa, îndreaptă-te către Genesis. Mi-e milă de copiii zăpezii. Și va bea umbele, îi vor călca în picioare. Jucați ca o echipă, știu că este greu pentru voi să vedeți pe altcineva locului repos de capitan. Vom pierde dacă vom juca halul ăsta. Joc are dreptate. Poftim? Avem nevoie de un capitan puternic. Avem nevoie de Rocket.